Vă întreabă, de fapt, pe dumneavoastră cineva dacă l-ați mai văzut la față pe Gino Iorgulescu. Asta apropo și de declarațiile patronilor și ceea ce a mai spus și Gigi Becali și nemulțumirea asta că, nu știu, poate că cluburile nu sunt atât de apărate. Nu vi se pare, nu știu, dumneavoastră cel puțin ați promovat un rol al președintelui LPF care era foarte activ, erați președinte jucător. Vorbeați cu cluburile, vorbeați și cu presa. Acum, dincolo, Gino Iorgulescu e mai pe silențios, așa. Nu e destul de trist? Nu pare în neregulă să nu-l vedem pe președintele LPF așa să vorbească? Eu am fost supărat pe el pentru faptul că s-a constituit parte civilă în fals împotriva mea, dar l-am iertat și pe el și pe contabilul șef care au semnat documentul. Mai ales pe el l-am iertat pentru faptul că a trecut prin clipe nenorocite, prin clipe infernale cu fiul lui, iar cine crede că e ușor înseamnă că nu e părinte. E foarte, foarte greu. Gino trebuie înțeles. Chiar dacă la Liga nu neapărat trebuie Gino să lucreze. Îl are pe ăla, pe secretarul general, care nu-i bat prost de loc, îl are pe băiatul lui Valentin Alexandru, plus câteva fete acolo profesioniste după timpul meu, deci are colectiv bun, așa că nu e nevoie neapărat de Gino Iorgulescu. Cine îl acuză pe Gino Iorgulescu acum înseamnă că ori nu e părinte, ori nu are inimă. Și asta este adevărat, dar până la urmă sunt două lucruri total diferite. Știu. Dar problema sentimentală nu dispare niciodată, iubitule. În toate segmentele vieții, să știi. Eu mă gândesc doar că într-o situație ca asta, mai ales că e o chestiune delicată, poate nu credeți că ar fi fost bine ca Gino Iorgulescu să facă un pas în spate și ca funcție, nu doar ca apariții și să lase poate pe altcineva președinte activ? Nu, pentru că el mai are și el puțin timp și să-și ia salariul ăsta mare și păi iese la pensie, că iese la pensie cu vreo 6-7.000 de euro pe lună. Și atunci, pentru asta, nu vă temeți, că pleca de mult dacă făcea anii de... Păi, da, nu, da. Anii de pensie iare, dar nu e chiar corect așa, din ce spuneți dumneavoastră, să stai doar pentru a avea o pensie mai bună și pentru a mai prinde puțin salariu, nu e prea încurajator pentru fotbalul românesc dacă așa avem un președinte de ligă, nu? Eu știu, dar interesul primează în toate situațiile din lume, de la politică până la spălător de vas. Cine credeți că va fi următorul președinte LPF după Gino Iorgulescu? Băi, frate, avem destul. Marica, de exemplu, Marica este un tip foarte elevat, un tip cizelat. E Gică Popescu, care e încă tânăr și numai că el e speriat puțin de... De ce s-a întâmplat, da? Dar eu vă spun că pe Burleanu nu poate să-l mai dea nimeni afară. Credeți că rămâne la infinit, la FRF? Până vine un politician care îi frânge gâtul. Cum, sau tupă pe cineva din servicii și îl curăță, cum l-au curățat pe Mircea Sandu. Mircea Sandu nu greșește cu nimic. Îl puneau vicepreședinte la UEFA. Și atunci revenim la apropierea asta nesănătoasă dintre politic și fotbal, în special la nivelul ăsta de conducere. Spuneați de Marica și de Gică Popescu bun pentru LPF, dar mă gândesc că, sau cel puțin, nu știu, așa pare acum impresia mea, că Gică Popescu nu cred că ar mai fi încântat de zona asta, mai ales de ceea ce a pățit atunci când a vrut să candideze pentru șefia FRF de la momentul ăsta. Domnule, eu vă mai spun un om serios care lucrează în fotbal. Ar găseală de la Steaua. Păi credeți că pleacă el de acolo, e un post cald. Ar găseală ar putea conduce ușor Liga Profesionistă de Fotbal. Asta clar, cel puțin din punct de vedere al experienței ar putea să o conducă, dar lasă Gigi să plece? Nu cred că îl lasă Gigi, pentru că e om de bază, dar m-ați întrebat care ar fi potrivit să și ducă, să și poată să ducă
Federația sau Liga. Mai spune cineva că Meme Stoica iarăși ar putea să fie un bun conducător la Ligă, dar nici el nu cred că pare prea încântat să plece de la FCSB. Și nu e băiat prost nici Meme Stoica, numai că este conflictual, este greu să conducă. E acolo, are atâția dușmani Meme Stoica. Dar el nu e băiat prost deloc. Și să știi că ține la tăvăleală, nu e rău Meme Stoica, să știi. Uite, la Ligă eu aș mai spune că și Prunea ar putea să... Nu știu ce vârstă are Prunea, dar Prunea nu e băiat prost deloc. Dar și el a ieșit așa. Era și un conducător, dar era și în zona de federație, dar și Prunea văd că îi place mai mult în zona de analist. Și îți mai dau unul care poate să conducă Liga și Federația la un loc. Așa. Dani Coman de la Hermannstadt. Sibiu. Da. Bun, oricum... Are de tot. Nu pare însă încurajator ce ne-ați spus cu președintele FRF, cu Burleanu, care va rămâne mult timp. Nu mai ținem cont de ceea ce mai scrie prin statut, cu câte mandate trebuie să ai, sau alea se vor modifica mereu? Îl doare la bască pe Burleanu de statut și de... Îi cheamă pe aia, le dă o masă, ia în deplasare pe echipa națională și pe aia, în joc de gleznă, ridică mâinile în joc de gleznă. S-a terminat, e greu. Nici politic nu-l mai poți da afară pe Burleanu. Numai sunt prins cu ceva și executat cum a fost executat Gică Popescu. Sau poate că există și informația asta că Burleanu se pregătește pentru ceva mult mai înalt și poate la fel de bine plătit în zona de FIFA, de UEFA, pentru că are niște legături bune acolo. Vedeți-vă de treabă. Da. În România nu va fi nimeni. Vezi de treabă. În România nu va avea, în afară de Joană și de Chioveșii care sunt bine puși acolo, nu va avea nimic afară de mine, niciodată. Puși de americani și ăștia. Vezi de treabă.